fost la începuturile se pun IT-ului pe care știu noi în ziua de astăzi. A fost o carte pe care am ținut mulțiși și asta va fi și pe voi să țineți cu dinții de un lucru pe care îl doriți. Dar dacă stau bine și mă gândesc că îți dorea de la mine să ajung prelucrător în așchiere sau nu știu ce domnul dacă nu era acolo. Eu m-am încăpățânat și am zis că la liceu nu mă duc dacă nu mă duc la informatică. Am intrat, am terminat. Și a fost cartea câștigătoare, să spun, pentru a-mi asigura jobul de zi cu zi. Partea de fotograf. Fotograful am ajuns printr-un, cum să-i spun așa, de circunstanțe. Am pus o dată mâna pe un aparat de fotografiat. Nu am avut niciodată nicio treabă cu el. Mi-a plăcut sunetul, mi-a plăcut feeling-ul acela de a vedea instant sau, mă rog, de a crea o imagine, de a face ceva ce-ți propui tu. Și m-a pus să mă îndrăgostesc de el. L-a început foarte greu pentru că acum 10 ani când m-au apucat de, sau mă rog, când am început să practic fotografia, foarte greu găseai documentație sau foarte greu găseai pe cineva care să te explice de ce, cum și în ce fel. A trebuit să fiu în marea parte a timpului autodidact, ceea ce pot să spun că este și bine, este și rău. Este bine pentru că întotdeauna o să dai cu singur cu capul de praful de sus și în momentul când o să vezi ce ai greșit, o să capeți mult mai multă experiență. Nu vă dați în lături ca să greșiți sub nicio formă. Orice greșeală este un pas înainte și deși o să vi se spună de-a lungul timpului orice șut în fund este un pas înainte, așa este și așa o să ajungeți să considerați. Apoi, pe măsură ce am avansat, să spun așa, în tainele fotografiei, am mai găsit persoane și în oraș, și în afara orașului, cu care ne-am raliat și am început să învățăm toți de la unul la altul. Atât timp cât, cum să vă spun, eu cele două joburi le-am considerat întotdeauna complementare unul cu altul. Cele programator, cum să vă spun, sunt șoarece de birou. Atunci mie lipsește foarte mult partea de socializare și partea de partea umană. Acolo avem o mașină în față, fără o programă, face ea ce vrem. Omul nu este chiar așa, am învățat cu propria tiere că omul este cea mai dificilă mașină. Și jobul celălalt de fotograf, să zic că mi-a dat foarte multe lecții de viață. Cunoscând foarte mulți oameni la diferite, eu știu, evenimente la care am participat, am primit iarăși foarte multe sfaturi de la ei. O parte dintre ele le-am pus în aplicare, pe o parte nu. Niciodată, cum să vă spun, am tras din toate ideile pe care le-am pus, sau mă rog, din toate sfaturile pe care am primit, am tras ceea ce am considerat eu că este bine pentru ei. Așa v-ați sfătuit și pe voi. De-a lungul timpului o să aveți în viață și suișuri și coborâșuri și în profesie și în viața de zi cu zi. Niciodată să nu vă dați în lături la suișuri. Adică, poate nu sunt cel mai bun exemplu de profesionist, dar acasă toată lumea spune că sunt cel mai bun exemplu de încăpățânat. Întotdeauna m-am încăpățânat să fac ceea ce am vrut și ceea ce mi-am dorit și ceea ce mi-am propus, aia s-a realizat. Nu a contat la un moment dat cu câte sacrificii. Jobul de fotograf întotdeauna a necesitat foarte multe sacrificii. Orele plecate de acasă, de lângă familie, nopți nedormite, zile în șir online, plecat peste tot în țară, numai ca să pot să capăt și să acumulez cât mai multă experiență. Niciodată nu am căutat bine. Hai, poate să spunem că poate la început am căutat partea materială, partea financiară. După ce joburile sau jobul pe care mi l-am ales, am văzut că mi-a adus satisfacție, am început să fac
cu din ce în ce mai multă plăcere, banii au început să vină singuri. Deci, nu am fost targetat de la bun început. Vreau să fac jobul ăsta pentru că acolo se câștigă bine. Nu, vreau să fac jobul ăsta pentru că am place. Și în momentul în care ceea ce am făcut mi-a adus satisfacții, automat ajungi să te impui cumva în fața tuturor prin, prin lucrul ăla. Și de acolo, pot să vă spun, banii la care ne gândim toți vin prin ușor. Ușor este un steady flow, un, un flux constant de bani și nu ajungi să nu ne mai duci, să le mai duci grijă. Ce o să fac mine, ce o să fac pe mine. Pentru că jobul de zi cu zi, hai să spunem că îmi oferă stabilitatea asta, dar partea de fotografie îmi oferă satisfacția sufletească pe care v-am spus, în spatele biroului niciodată nu o să o pot sua. Îmi place să privesc fotografii, dar nu nu atinge cu nimic, doar privitul, atâta timp cât nu mă duc eu să descompun imaginea respectivă și să încerc să o recreez. În momentul ăla am început deja, am făcut niște pași pentru a învăța de lucru. La un moment dat, când am venit prima dată, toată lumea, am fost la o nuntă, la o economie civilă, am dus, am pus cum am văzut și eu, că se pune pixul, cum am văzut că se stă într-un anumit colț, am făcut de fotografii și spre surprinderea când am ajuns acasă, nu era ceea ce credeam eu că o să iasă. Adică nu eram așa de bun pe cât m-aș fi crezut eu, în momentul ăla. Deși mă simțeam foarte pregătit pentru asta. Apoi am început să devin din ce în ce mai critic. Cu mine, însă. Am început să pun pe alții să mă critique. Aici, iarăși, mi-a adus, să spun, un plus de... un plus de încredere în mine. În momentul în care, de la momentul, momentul în care am primit, să spun, laude pentru anumite, pentru anumite cadre pe care le-am, pe care le-am ales, pe care le-am expus. Și atunci am primit, am avut mult mai mult încredere în mine.